Gestul de a oferi, bucuria de a primi. Ei, dragii mei, noua colegă a noastră, a celor de la muzică populară, pentru că în calitate de, să zic eu așa, de începător, de persoană care este foarte atentă la ceea ce facem noi aici și va modera o emisiune la Radio Iași, este Gabriela Puiu, care îi spun bine ai venit, succes și să-ți fie într-un ceas bun. Bine v-am găsit și bună seara tuturor radioascultătorilor! Da, ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și cu atât mai mult eu sper că în această seară de debut radiofonic în calitate de viitor realizator de emisiuni folclorice să fii ochi și urechi, să ne respectăm ascultătorul și, bineînțeles, să facem o emisiune frumoasă împreună. Așa va fi. Așa va fi. Sigur că da, dragi prieteni. Ei, dragi prieteni, până a intra în linie dreaptă cu rubricile emisiunii noastre, pentru că am pe Gabriel aici în stânga mea, nu te-am așezat intenționat, ci doar așa te-ai poziționat tu. Da, așa este. Aș vrea să facem un pic cunoștință, nu pentru că eu nu te cunosc, ci pentru că vreau să te cunoască ascultători. Să știe cine ești, în afara faptului că ești interpretă de muzică populară, să știe interpreții, să știe ascultătorii cine va fi viitoarea moderatoare de emisiune radio. Da, eu am venit foarte des în emisiunile Radio Iași, sunt profesoară de religie de 15 ani, am tot îmbinat în emisiunile în care am fost prezentă religia cu muzica populară, de spiritualitatea cu muzica. Acum sunt realizatoare unei emisiuni folclorice la o televiziune din Iași, o televiziune bine cotată în Iași și, printre altele, și solista fanfarei 10 Prăjini. A, să înțeleg că ești solista lor chiar? Da, sunt solista fanfarei Șucar 10 Prăjini, condusă de maestru Costică Panțăru. Dar între noi este o legătură de suflet, pentru că eu sunt preoteasă în Dagâța, băieții tot de acolo și mergem înainte. Asta, păi că mi-ai anticipat întrebarea, eu știu că ești preoteasă, da. Și cu atât mai mult cu cât sper că în toată perioada asta cât o să colaborăm până fac practic să... așa lângă dumneavoastră. Normal, până ai să te obișnuiești cu microfonul de la Radio Iași. Sper să mă mai înveți și pe mine de alea mai așa, mai despre religie, știi? Cu drag! Cu drag am să te ascult și eu, așa cum cu drag ai să mă ascult și tu. Fără nicio discuție! Așa. Sunteți șeful! Dragi prieteni, este Gabriela Puiu, colega mea de la microfonul Radio Iași, da? Și acum, pentru că o văd pe Gabriela că studiază playlist-ul cu atâta atenție, am înțeles că din mers așa vrei să înveți foarte multe lucruri despre cum se realizează o emisiune la Radio Iași. Cred că ai înțeles această responsabilitate, nu? Cu ce alegem pentru următoarele minute? Ce oferim noi ascultătorilor? Ce ți-ar place ție de acolo? Mie din toate mi-ar plăcea Grigore Gherman și Andrei Bălan, doi tineri interpreți bucovineni. Chiar pe Andrei Bălan l-am invitat într-o emisiune la mine la televiziune și aveam un lucru în comun amândoi, absolvenți de teologie. Un băiat deosebit. Pe Grigore Gherman nu l-am cunoscut încă, dar cred că acest cântec îl reprezintă pe el. Pentru că piesa este Grigoraș din Bucovina, iar Andrei Bălan, auzi mândră, ceasul bate, dar Andrei e căsătorit. Da, da, da. Păi vreau să spun un lucru. Grigoraș este într-adevăr din Bucovina, dar din Bucovina de dincolo, pentru că este cernăuțean, iar Andrei este și el un fel de bucovinean, pentru că este din Broșteni de origine, chiar dacă acum locuiește în Iași, iar Grigore locuiește în București. Doi băieți, doi artiști foarte buni și valoroși, tineri, da, și chiar mă bucur că dumneavoastră îi promovați. Păi, și eu promovez, sunt la fel ca dumneavoastră, la televiziune îi chem pe toți, nu contează județul, nu contează că sunt tineri, că sunt vârstă. Mie îmi place să am inimă bună cu toată lumea și cred că lucrul acesta l-am învățat și de la dumneavoastră. Când v-am invitat în emisiune, când am plecat acasă și am spus preotului meu, dacă ai ști ce om e domnul Bahrim. Și acum a făcut întâmplarea să vin la dumneavoastră în emisiune să capăt experiență. Vezi că nu-i nimic întâmplător. Așa este. Hai să ascultăm pe acești doi tineri, Grigore Gherman și Andrei. Dragi prieteni, a fost Oltița, Todirca, Nicu, Chiriță. Uite că mesajele curg aici și la noi pe internet. Cred că ai observat, Gabriela, câte mesaje primim noi. Și toate pozitive. Toate pozitive, dar până ajungem noi la mesaje,
Aș vrea să trecem la următoarea rubricuță, care se numește Tradiții. Uite că pe fundal avem o doină interpretată de Rodica Buhnea. Rodica este o interpretă din Basarabia, artistă profesionistă la orchestra Mugurel, dar până a dat drumul în amplitudine așa să cânte Rodica, care cântă superb această doină, să ne spui câteva cuvinte și te rog chiar tu să o faci. Ce este doină? Doina este o specie a literaturii populare, aparținând genului liric, în care autorul își exprimă sentimentele și convingerile față de unele probleme ale vieții, față de timp și natură și față de sine însuși. De obicei se clasifică în funcție de sentimente sau de atitudinile exprimate, de jale, de noroc, de înstrăinare. Este o operă lirică, autorul își exprimă direct sentimentele și gândurile, este o creație sincretică, deci poate fi și cântată, are un caracter intim, personal, fiind o expresie a sentimentelor umane și se inspiră de foarte multe ori din problemele existențiale, sentimente precum iubirea, ura sau revolta, plecarea în armată sau la unele evenimente din viața omului, precum doina de jale la înmormântări. Dar am văzut că sunt foarte multe doine cu străinătate, cu femeile care au plecat și s-au căsătorit. Și chiar am văzut un cântec la Irina Login, cum spunea, de-ai ști, mamă, traiul meu, cum mă duc așa de rău, n-ai mai dormi așa de greu, că bărbatul mă suduiește, soacra mă ucărăște, câinii latră în poartă, mă ceartă o cumnată. Câteodată când cântecul același îmi zice preotul să nu-l cânti nicăieri, Doamne ferește-te, e o viață prea liniștită și prea bună. Zic, nu știți ce, știi ce îmi place în cântecul acesta? Faptul că atunci lumea era sinceră. Și cred că aceasta era viața comună a tuturor femeilor. Și sunt și în ziua de astăzi multe femei care duc viața aceea. Vedeți dumneavoastră, dar și-o ascuns sub masca asta. Până la urmă, doina este un alt fel de e ruptă din sufletul nostru, nu-i așa? Într-adevăr. Da. Uite, eu zic să ascultăm câteva fragmente din această doină interpretată de Rodica Buhnea, ca să înțeleagă tot ascultătorul nostru ce am vrut noi să spunem aici. Așa este. Rodica Buhnea, dragi prieteni. Tec pentru fiecare, gestul de a oferi, bucuria de a primi. Hei, dragii mei, ne aflăm în a doua parte a emisiunii și, cum spunea și colega mea de microfon, Gabriela Puiu, este atmosferă și îi place foarte mult aici. Foarte mult, e atmosferă minunată. Așa că mă bucur tare mult, pentru că ai pășit cu dreptul, înseamnă că așa trebuie să meargă și în continuare. Mulțumesc. Acum, Gabriela, am ajuns la capitolul dedicații și o să te rog pe tine să dai citire primei dedicații. Da, avem un dar muzical din partea lui Ioan și Lenuța Chirilă pentru nora noastră Dumitrița. Ia, uitați ce socri minunați! Pentru vecinul nostru Chiorescu Dumitru, împreună cu familia, pentru cumătrul nostru Dumitru Halit, împreună cu fiul său Cristian Dumitru. De asemenea, pentru pânzariu Dumitru și, nu în ultimul rând, pentru toată echipa Radio Iași cu toate melodiile din playlistul dumneavoastră. Vă mulțumim și vă iubim! Și noi vă iubim și vă îmbrățișăm, dragii noștri! Cu o singură precizare, darul muzical era pentru data de ieri, dar pentru că a ajuns cu întârziere la noi și pentru că și astăzi este tot Sfântul Dumitru, eu zic că nu o să se supere ascultătorii. Nu, pentru că e o continuare a sărbătorii de ieri. Foarte bine. Și dacă melodia pe care noi am pregătit-o o să le placă, o să ne ierte pe jumătate. Dragii mei, am pregătit o melodie frumoasă care se numește așa, Încălcită-i viața mea. Alexandru Nuțescu este interpretul și să vedem de ce e încălcită viața asta până la urmă. Vedem? Vedem, Alexandru Nuțescu. E, am aflat și noi de ce e încălcită viața asta. Mesaje frumoase sosesc și aici la noi, ai observat și tu, îți plac mesajele. Da, nu? Toți ne laudă, toți ne apreciază colaborarea. Și oare de ce? Cine știe, formatul acesta nou le place radioascultătorilor. Păi da, uite, o melodie foarte, foarte șugubeață, ca să zic așa, uite ce se întâmplă când te însori cu cine nu trebuie, dar... Dar știți că este o vorbă, că omul își găsește jumătatea abia după ce se căsătorești, își dă seama că a greșit. Dar, fii atentă, uite, cât flăcăiește flăcău la mama acasă, are timp să caute. Da. Și este greșeala lui că nu reușește să o găsească pe aia bună. Am un cântec foarte frumos aici, interpretat de un maramureșan, Alexandru Pop. Și el are mai multe mândre, știi? Pe acolo, prin Maramureș, mai pe toate le cheamă Anuța. Ori el are mai multe anuțe în tot satul ăla și nu știe pe care să o aleagă.
Apropo de însurătoarea de care spuneai tu, că după ce se însoară... Abia atunci ar dă seama că greșit și cred că ar fi alta. Ia să vedem noi cum ne învață pe noi Alexandru Pop din Maramureș, cum se alege aleasa inimii. Îl ascultăm pe Alexandru Pop. Ei, dragi prieteni, noi ne amuzăm aici, deci auzim în cântecul lui Alexandru Pop. Da, mai citit și câteva mesaje, vă rog să-mi permiteți măcar unul să-l citesc. Am văzut că ești foarte curioasă ce ne scrie lumea, pentru că să știi că ne scrie numai lucruri frumoase și te chiar ai un mesaj aici care cred că te interesează. Ia Sunt mai multe, dar măcar unul să-l citesc, al doamnei Antuza. Bună seara, domnule Constantin, este cea mai sensibilă melodie a Se Dianei referă Sârbu. La Diana, de da. Diana Sârbu, cea mai sensibilă melodie a Dianei Sârbu. Felicitări Dianei și moderat. Lui bun venit, Gabriela! Și vă iubim și vă îmbrățișăm. Într-adevăr, doamna Antuza, și noi îmbrățișăm pe dumneai ei. Da, frumoase încurajări pentru tine care ești Sunt pentru început. Sunt la început de drum. Uite, iar și un mesaj. Bună seara și să rămână invitate dumneavoastră. V-am așteptat la sărbătoarea Comunii Lungani. Pe mine? Donisa Ioan spune. Și vă rog ca toată melodia să fie pentru vornicul Constantin de Lungani. Și vă mai rog un cântec cu Ștefan Pintilie. Vă mulțumesc, felicitări emisiunii dumneavoastră și vă iubim mult. Păi n-am fost invitat la Lungani, iar... Mergem la Romândoi. Mergem, da? Mergem. Așa. Poate cine știe. Uite și... Poate ne cheamă. Familia Japenski. Noi realizatoare. Să ascultăm cu drag și pe sunt ea. Sunt începătoare, dragii mei. Îmi fac ucenicia lângă domnul Bahrien încă. Păi, na, eu sper să înveți. Câte n-am, dumneavoastră aveți o experiență vastă. Îmi place că vă zici... respectați radioascultători și citiți mesaje. Sigur că, dar ce zici de Angelica Flutur, îți place? Cum să nu? Este la fel o tânără interpretă și foarte iubită și apreciată, așa, îmi place de ea. Curajoasă, a intrat Are zvâc, cu... așa, da? Da, 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 și cântece pe măsură. Ia să o ascultăm cu un cântec de la cu zvâc. Angelica Flutur, oi, și îmi pare bine. Gabriela atrage cu ochiul la mesajele noastre. Cum să nu? Să citești încă un mesaj, că văd că-ți plac. Da, sunt foarte curioasă. Avem un mesaj de la Irina din Hârșova, județul Vaslui, și spune: vine, v-am regăsit. Doresc ca toate cântecele frumoase din programul dumneavoastră să fie pentru dumneavoastră, domnule Bahrim, pentru invitata dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii Radio Iași, cu multă stimă și respect. Irina din Hârșova. Mulțumim frumos, doamna Irina. Uitați ce entuziasmată ați făcut-o pe Gabriela Puiu. Ea îmi reproșează că eu nu citesc mesajele care mă laudă. Păi, dar mi s-a părut Sunteți că cam modest. Cam nu mi se pare așa foarte politicos din partea mea, că nu toată lumea mă laudă aici și nu trebuie neapărat să-ți cred. Să-ți citesc eu, dacă nu sunteți modest. La noi este cald și frumos. Da, și atmosferă frumoasă. Și dacă vom pune în undă acum și pe Olguța Berbec, dar Tudor îmi face semn că am un telefon, dragi prieteni, puteți suna. Deci, înainte de a o pune pe Olguța Berbec în undă, să spunem bună seara. Alo, bună seara! Bună seara! Vă salut cu tot respectul, domnul Constantin Bahrin. Bine v-am regăsit, domnul Constantin Bahrin. Cu drag! Mihăiță de la Coșula, cred că. Da, așa e. Să știu că aduți o invitată specială. Este colega de microfon, ca să spun așa. A, doamna Gabriela, salut, bună, îmi cer scuze! Bună seara! Doamna Gabriela, bună seara! În primul rând vreau să vă transmit, doamna Gabriela, multă, multă sănătate, putere de muncă. Mulțumesc! Mult succes în care să vă dea Dumnezeu și mai ca Domnul tot ceea ce vă doriți în viață, să aveți multe succese. Iar domnul Constantin Bazin îi transmit multă, multă sănătate. Da. Și noi ne prăpădim de dragul dumneavoastră, dragi ascultători. Un mesaj frumos aici care o privește și pe Gabriela. Și Gabriela e foarte, foarte curioasă. Mesajele curg, eu nu pot să citesc decât doar câteva. Bună seara, domnule Costică, dumneavoastră și doamnei preotese. Îți place când îți spune lumea preotese? Sincer? Sincer. Îmi place. Da? Foarte bine. Sănătate pentru toată familia și pentru părintele. Aș dori pentru sora mea Ciudin Elena din sat Zagavia, care mâine face 63 de ani. Sănătate, tot vinile din lume să se bucure de cei patru nepoți. Urările vin din partea lui Măriuca. Și pentru noastră, adică pentru mine, tot respectul, spune Măriuca. Cum să nu? Mulțumesc frumos, Măriuca. Gabriela, o să te las să alegi o piesă frumoasă tu. Eu citesc acum un mesaj. Ai tras cu ochii un playlist? Cum să nu? Ce băgăm? Laura Erhan, Prin pădure rătăcesc, să vedem de ce. Ia să vedem. Telefoane, uite, eu acum am, dacă tot te am aici ajutor. V-am provocat. Dacă tot te am ajutor, te rog să-mi alegi următoarea melodie, cât vorbesc eu acum cu invitații, cu ascultătorii. Bună seara!
Bună seara, domn Constantin, și invitata dumneavoastră, zicsă română, doamna Gabriela. Bună seara, draga mea. Multe sănătate, bucurii la întreaga familie, domn Constantin și a dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim. Multe realizări pe cariera dumneavoastră. Mulțumim. Mă numesc Zavati Maria din comuna Ruginata, județul Iași. Să fiți sănătoasă. Mai luăm un telefon, bună seara. Astel și invitata dumneavoastră, bună seara, vă pup și vă iubesc pe toți. Bună seara, draga noastră. Aurelia Butnaru din Vlădem vă iubește și vă spune toată stima și respectul dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim. Și doamnă, vă rog să vă o stimă și o respect pentru dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim. Ne apropiem de finalul emisiunii și trebuie să facem și un final frumos, frumos, mai ales că Gabriela trebuie să învețe toate lucrurile astea. Și Gabriela trage cu ochiul acolo ce melodie punem pe... Alexandru Brădățan, Eu de când mă știu pe lume. Alexandru Brădățan, Eu de când mă știu pe lume. Și Gabriela, cred că în seara asta ți-a fost de bun augur, ce zici? Emisiunea aceasta a fost un vis, nici nu știu când a trecut. Atâta voie bună, sunteți un om de excepție. Și vreau să le urez tuturor Dumitreilor, la mulți ani. La mulți ani, dragii mei, vă spune de aici din studioul Radio Iași, da. Constantin Bahrin, Gabriela Puiu și, nu în ultimul rând, Tudor Tănase. La revedere! La revedere, dragii mei!